Crăciunul se apropie și dacă nu ați reușit să alegeți cadoul perfect pentru cei dragi, atunci nu trebuie să ratați un drum în centrul Ploieștiului, unde până pe 23 decembrie este deschis un târg al meșteșugarilor. De la standuri se pot achiziționa bijuterii unicate din piele și lemn, bundițe, cojoace, ceramică pictată manual, icoane și piese de decor din sticlă, toate realizate de mâinile dibace ale meșteșugarilor veniți din toate colțurile țării. În zona în care ne aflăm noi acum se vor vinde plăcinte, cadouri făcute de mână, jucării din lemn, vin fier și se vor asculta colinde la scena care se montează în spatele dumneavoastră. De unde sunt veniți acești producători? Din toată țara, în majoritatea din Transilvania și nordul Transilvaniei și al României. Zona Bistrița Năsăud, chiar Valea Someșului, reprezintă foarte mult și prosopele țesute în războaie, deci astea sunt țesute în războaie, nu lucrate la mână, deci cum e prosopul ăsta, are cam în jur de 40 de ani de când e făcut. Prosopele tradiționale, ce să le avem mai tradițional? Păpușile, opincile tradiționale care chiar de la munții Răgnei în jos până pe Năsăud. Folosim lemn. Lemnul de la bijuterii, în general, este din esență tare. Este lemn care îl luăm din, nu știu, de pe malul apei. Sunt diferite crengi care ne atrage din parc, sau știu eu, deci lemn uscat. Ele sunt prelucrate, deci doar șlefuite și date cu ceară de albine. Cadou ideal. Multă lume și-ar dori să cumpere așa ceva, dar din păcate nu au putere financiară. Și dumneavoastră de unde ați venit? Din Târgu Mureș. Și cum mi se pare până astăzi? Deocamdată nu sunt prea încântat, dar sper ca pe sfârșitul săptămânii să mai leagă de... Exact, de da. Multă lume au văzut și își fac cardurile și sper să vină să cumpere un cadou deosebit. Târgul poate fi vizitat pe întreaga perioada sărbătorilor de iarnă, produsele fiind comercializate la preț de producător.